Bună ziua, dragi prieteni, eu sunt Pavel și vă spun bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi, după cum vedeți, am să ascult pentru mine și pentru dumneavoastră un cuțit foarte, foarte frumos, care, da, de la, după cum ați văzut, de la Mora, este, spun, un relativ ieftin, însă, după cum se pare, e un oțel destul de bun. Nu prea taie foarte bine, l-am mai încercat și în alt filmuleț care l-am -am prezentat la despachetare și am promis că am promis că o să fac, o să încerc să, să l ascult împreună cu dumneavoastră, să vedem. Deci, având în vedere că nu este foarte ciobit și nu este foarte tocit, să spunem așa, deci foarte, foarte mici, dacă nu știu dacă se vede pe cameră, cum am mai spus, poate de la plasticul acesta, cum a introdus în partea din față, nu prea, nu prea taie în partea aceasta concavă, nu prea taie destul de bine, însă în principiu este ok, dacă am vrea numai niște lemne. Ceea ce vreau să vă spun, ați văzut poate colecția mea de bricege, Asta este primul cuțit, să spun așa, de cutiacă de vânătoare, să zicem vânătoare, da? Așa, a fost primit cadou, este de la Bauhaus. Prețul nu l-am știut, dar am întrebat prin telefon extra pentru dumneavoastră ca să... Da, cadou nu se zice prețul, însă a acceptat cel ce mi l-a dăruit, este... A fost cumpărat cu 10 euro, deci eu spun că 10 euro în comparație cu alte cuțite, eu zic că merită banii aceștia. Este cumpărat din Germania, bineînțeles, de la magazinul Bauhaus, după cum vedeți. Ei bine, haideți să punem un pic pe piatră și să vedem ce spune. După cum vedeți, dintr-un bidon de apă de parbriz, l-am secționat frumos și mi-am făcut așa o un recipient, o troacă, o trucuță ca să pot să înmoi mai bine uh, piatra de ascuțit. Nu am reușit să-mi fac un suport pentru fixarea pietrei, însă dacă vreți să vedeți uh, un suport foarte frumos, foarte bine lucrat, uh, puteți intra pe canalul lui uh, uh, Daniel. Este unul din prietenii mei de la care am învățat din videoclipurile lui, și acolo puteți să vedeți un, un suport foarte frumos pentru fixat aceste pietre de ascuțit. Deci, eu am să încerc pe o piatră, după cum vedeți, o să încep cu granulația de 1000, și după care am să continui cu partea de sus cu 6000 voi face puțin de loc și o să începem împreună ascuțirea. Între timp mi-am adus aminte, se numește Atelierul lui Daniel. Puteți să-l căutați pe YouTube și acolo să vedeți un om care e bun. Eu nu sunt bun, eu mai mult nebun decât bun. Adică eu nu am așa experiență ca el, însă ceea ce vreau să vă arăt dumneavoastră cum procedez eu prin această simplă metodă, deci există mult mai multe și da, sunt specialiști mult mai, mai buni ca mine. Însă eu sunt un om simplu, sunt un om oarecare, poate pentru mulți nu cunosc, am mai avut un canal, se numea de toate pentru toți, îmi spunea cineva de aia nu-ți mereție canalul pentru că vrei să faci de toate și nu faci nimic. Bine, asta e. După cum vedeți, nu am așa experiență ca un, un profesionist. Însă, ceea ce am învățat eu de la viață, important este rezultatul. Deci, în momentul în care scoatem un rezultat bun din munca noastră, indiferent în ce domeniu, eu spun că este foarte bine. Pentru că orice s-ar întâmpla, orice ați face în această lume, indiferent că faceți o construcție, sunteți zidar, sau faceți un tablou electric, sau realizați o mobilă de cameră de bucătărie egal, Nimeni nu va întreba niciodată când va vedea această lucrare a mâinilor, dumneavoastră, cine a făcut acea uh, lucrare. Numai, uh, ce, cât timp a durat, mă scuzați. Nimeni nu va întreba cât timp a durat lucrarea respectivă, ci doar va zice cine a făcut-o. Deci, când faceți un lucru, faceți-l uh, ca pentru Dumnezeu. După cum vedeți, am întors piatra pe partea de 6.000. O acționa așa aici foarte frumos, după cum se vede. Piatra ia foarte, foarte, foarte discret, foarte fin. Deci am spus faceți cu dăruire, faceți cu pasiune, faceți cu responsabilitate orice ce faceți în viața aceasta pentru ca să fiți binecuvântați de Dumnezeu și de oameni. În momentul în care depunem suflet la ceea ce facem, indiferent că facem un filmuleț, indiferent că facem o casă sau facem o mașină sau egal în ce domeniu lucrăm, în momentul în care punem suflet, atunci și roada mâinilor noastre ne iasă foarte bine. După cum am spus, am mai încercat să spun și altora, eu am vrut prima dată să pun canalul lui meu Iată ce pot face două mâini dibace cu o minte călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu îți mintea și vrea ca să te cer ca să te binecuvânteze, El poate să facă lucrul acesta. Și cu dumneavoastră, cu fiecare în parte, indiferent ceea ce faceți, poate Dumnezeu să vă călăuzească. De multe ori mă întreabă cei dragi mei, cum de tu vrei sau cum de tu ai răbdare sau cum de tu poți să faci și o instalație la apă, să faci și acele lucruri, să faci și curent, să faci și mobila, să faci și alea. Eu de multe ori am spus, eu cer la Dumnezeu, întreb pe prieteni, nu mi rușine să întreb, nu mi rușine să cer ajutorul celor care cunosc mai bine ca mine. De aceea vă spun, dacă vreți o ascuțire bună, nu urmăriți canalul meu pentru că nu este specializată pentru ascuțitul cuțitelor super sofisticate și este nimic, ca să spun așa, deci nu este specializată pe o, o ramură aparte. Acum, după ce ați văzut, am dat pe piatra de, de 6000. O mai încercam încă un pic să o umezesc. Am clătit o puțin piatra, i-am spălat un pic partea exterioară de care s-a încărcat și acum iarăși încerc să mai vin pe partea asta un pic, un pic pe partea cealaltă. Știu că foarte mulți dintre dumneavoastră nu au răbdare, ca de fapt nici eu nu am răbdare. Așa cum trebuia să facem la început, trebuia făcut cu markerul, Pentru că nu sunt meseria, și am uitat să fac lucrul ăla. Însă, da, sunt un tip foarte dezordonat. Dacă o să vedeți ce am în atelier, nu vă vine să credeți ce vreți să mai știți de la mine. Sunt ca orice om dintre dumneavoastră și încerc ca prin dragostea care am primit-o de la Dumnezeu să pot să dau și altora, să le spun că Dumnezeu iubește pe fiecare în parte, să le spun că Dumnezeu dorește ca fiecare să fie mântuit și să aibă viață veșnică. Da, dragii mei, am făcut... Până în această fază, acum vom încerca împreună să îl tragem pe un strop sau îi spun eu o bucată de piele cu și așa mai departe. Care ați mai urmărit filmulețele mele? Cunoașteți acest bucată de lemn pe care am lipit cu, cu pielea întoarsă să spunem, spre, spre, spre noi și cu partea mai luce spre lemn am încărcat-o cu o pastă care habar nu am de unde o am și nici nu sunt sigur dacă este neapărat bună la ascuțit cuțite, însă eu am încărcat această, am încărcat de mai multe ori, bineînțeles, această piele și am să trec cuțitul peste el. Dacă vă veți abona la canalul meu sau dacă ați făcut-o până acum, o să vedeți că am o metodă de ascuțire cuțit, pe cuțitul sau briceagul, pe pietre naturale și pe cureaua de la pantaloni. Deci, fără pastă, fără absolut nimic. Însă, noi o să folosim această, acest trop, să zicem așa. Ceea ce faceți trebuie să facem sau ceea ce facem trebuie să facem cu dăruire. Trebuie să facem pasiune. În momentul în care nu faci cu pasiune, să știi că nimic nu-ți va ieși bine. Eu foarte multe ori îmi întrețin sculele, ascult câte un briceag, ascult câte un cuțit, meditez la cuvintele lui Dumnezeu, mă mai rog în gând, în odoița mea, acolo în ascuns, unde nimeni nu mă, rug, mă știe, numai Dumnezeu, și cer da, protecție întotdeauna din partea lui Dumnezeu peste noi. Știu că foarte mulți nu vor ajunge până la minutul 11. Dar asta este viața. După cum vedeți, s-a luat o parte din particulele super super fine. Vedeți acest luciu, de fapt este un material foarte, foarte, foarte fin, încărcat din din oțelul se pune pe, pe pielea respectivă. Deci v-am spus, dacă vreți o ascuțire profesională, nu mai urmăriți neapărat canalul meu, mergeți pe acela, îl cunosc eu, acela l-am urmărit, acela mi-a fost profesorul, să-i spun așa, atelierul lui Daniel vă va putea învăța cu mai multe detalii. Cunoaște denumiri, cunoaște mărci, cunoaște duritatea oțelurilor, știe să facă rindele, știe să scute forfe, știe să facă foarte multe lucruri interesante. Căutați-l și nu să vă pară rău că ați accesat canalul lui. Haideți să vedem, dragii mei, cum merge acest cuțit la hârtie. Deci, se pare că e un pic mai bine ca în partea asta la altă, nu? Un pic mai bine. Eu așa zic că eu pot totul în Cristos, care mă întărește, nu neapărat nu mă un unul Da, o să vă arăt după acest filmuleț, o să vin altul cu ce fac eu în timp ce vreau să mă relaxez, în timp ce vreau să meditez. Haideți să vedem puțin dacă taie și părul. Ar fi, ar fi frumos, nu? Da, după cum vedeți deci a tăiat și părul, cred că acum mai a scuțit brici. Îl vom lua, îl vom pune în teaca lui și va sta aici cât va îngădui Dumnezeu, nu știm. O să-l punem la colecție. Deci pe acesta dacă vor mai veni altele, o să scriem numărul 1, primul cuțit în colecția mea de cuțite, de vânătoare, să spun așa. Am mai am multe cuțite de masă, cuțite de măcelărie, cuțite de tăiat porș, găin și așa mai departe. Bineînțeles, nu le folosesc, că nu am posibilitatea aici, însă dacă e capitolul acesta de cuțite de aventură, de ieșit în pădure, de... După cum vedeți, are sistemul acesta de poți să-l fixezi în atelier undeva la un șurub. Dacă vrei să-l ții undeva pe un, pe un raft, da? un șurub cu cap mare, l-am introdus și nu, nu alunecă jos. Are posibilitatea să-l fixăm la curiauă, Deci, sunt multe posibilități foarte. Foarte practic. Mie nu prea-mi plac le astea de plastic, însă, da, pentru unii sunt bune. Eu poate îmi fac una din piele ca să o schimb pe asta. Cu speranța că ați urmărit cu drag acest filmuleț. Eu vă spun toate cele bune până pe data viitoare.